Ce faci? Curat! Ia zi, ce ți-o spus la analize? Ce să-mi spună? Să mă duc la un doctor să mi le interpreteze. Dar ce e nebunit? Mai dai și alți bani. Dă-le încoace că ți le interpretez eu. Hai, dă-le încoace, hai! Da? Tu te și pricepi tare că ai făcut 3 ani de finanțe bănci. Dacă mai făceai și 2 ani de master, mă și operai mâine. Păi, pe tine te operam doar dacă eram veterinar. Asta ce? Ecografia. Dar nu se înțelege nimic, zici că e făcut cu telefon fix. Păi ei proști că n-au iPhone-uri în spitale. Că dacă erau băieți deștepți, puneau niște filtre și le încărcau pe Instagram. Nu mai stăteau să-mi printeze mie toate drăciile astea. Mă, e la mișto? Da. Uite, văd aici niște liniuțe. Nu știu dacă din aparat sau de la tine. A, nu, alea sunt niște cratime mai vechi pe care le-am mâncat eu și au rămas blocate în intestin. Nu, măi, aici, uite, fii atent, punctele astea la ficat. E clar ceva nu-i bine, zic eu. Păi normal că nu-i bine, tu de ce crezi că m-am dus să-mi fac analizele? Că în fiecare dimineață când mă trezesc, mă înțeapă niște puncte în partea dreaptă, mai ales când beau. Deci fii atent, avem așa. Creatinina e bună, trigliceridele sunt bune. De unde știi tu că-s bune? Că scrie aici, uite, valorile normale sunt între 30 și 150, iar tu ai 149, deci e bine. La fosfaza alcalină stai că am prost. Scrie asta acolo? Nu mă, dai cu roșu, tu nu știi din școala în generală că ce-i cu roșu, e greșit? În schimb asta nu știu ce e. Birililubina. Pe asta nici eu n-am reușit să o rețin niciodată. Bă, și doar mi-a picat la examen la drept, dar mi-a fost lene să o învăț. A, stai că o sunt pe mămica, că ea știe ce să zică. Ma, iar mă pune măta să stau cu picioarele în apă cu sare. Da, mămică. Mamă, ia uite, George și-a făcut analizele și a ieșit bilirubina mărită. Știi ce e asta? Birubulina? Asta nu iese la sânge? Nu e la prostată? E de la băutură firar mama ei, a dracu, că aia aduce numai nenorociri. Stai că o sun pe Lenuța, că ea a avut probleme cu ficatul. Și Lenuța e doctor ca măta? Măi, pensionară. Bine, hai sună-mă înapoi, da? Bine, bine. Pa, pa! Tanti Lenuța, e mătușa mea, adică care ziceam că a avut ulcior și a ajuns la urgențe. Păi și ce treabă are ulciorul cu ficatul? Toate au legături cu ficatul. Tu crezi că dacă te doare doar un organ, celălalt sunt buni? Eu zic că e mai bine să-mi fac o programare la un doctor, să-mi zică el exact ce am, ce trebuie să iau, că el știe mai bine. Și ce crezi că o să zică doctorul? Ia pastila aia, nu bea, nu fuma și după aia ți-a și bani. Bă, dar de ce nu ne deschidem noi un cabinet medical dacă tot te pricepi tu la toate? Ha? Ia gândește-te, faci o radiografie cu scannerul de la imprimantă, faci endoscopie cu furtunul de la aspirator? E simplu și la final le zici la tot să nu mai bea că e a dracu băutura. Da, 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 hai lasă trâncăneala. Hai că eu caut pe Google ce citirile Lubina, tu pune mâna și sună-l pe Mihai. Păi Mihai e psiholog, ce treabă are? Păi și ce, nu tot doctorii? Când ai văzut cum se prezintă? Domn doctor, Mihai Georgescu, încântat. Tot doctorii. Alo? Salut, Mihai. Bro, am făcut și eu niște analize și nu-mi dau seama ce am. Nu știu, m-am gândit că tu fiind doctor, poate poți să mă ajuți? Înțeleg. Tu ce crezi că ai? Am avut niște înțepături în partea dreaptă, dar mi-au trecut. Crezi că aceste înțepături vin de undeva din copilărie? Nu știu, poate din relația cu părinții? Hai, Dana, închide. Hai, las, că m-am înlăurit cu asta. Hai. Da, da, probabil, că și pe mama o durea când era mai tânără. Hai că nu mai pot vorbi, că îmi face doamna doctor semn să intru. Hai, te pup, ne auzim. Fii atent că am găsit și bilirubina. Bilirubina este un pigment biliar de culoare galbenă derivat al pirolului care se formează datorită degradării hemoglobinei. Ce mare lucru, na. Așa mă știam eu, acum are sens tot ce se întâmplă. Uite, și oamenii de pe net zic să iei un protector de ficat și streci. Dar eu zic să-ți iei și un protector de stomac și niște vitamina C, ca aia nu strică, și eventual să mai bei niște ceaiuri din când în când. Aha, și astea le-ai citit tu pe medicinafărădoctor.blogspot.org. Păi ăștia sunt cei mai buni, băi! Tu știi câte sfaturi am luat eu de aici? Se vede. Păi, doamna doctor, eu vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi. Eu acum o să mă duc să fac un duș, poate mai scade bilirubina. Păi stai. Păi așa, pleci de la doctor fără să lași nimic.
Aoleo, Doamne, că m-am și zăpăcit. Uitați de aici, o mică atenție, un pachet de țigări e deja început, dar va ajunge până la următoarea vizită. Și atunci când vin, vă aduc și un pachet de cafea din ăla bun cu Alinta Roma, cum vă place dumneavoastră. Să aveți o zi bună, să rămână. Țigări și cafea. Păi de asta, băi, ne pleacă doctorii din țară, că nu știm să fim atenți cu ei.